Cel mai greu meci. Deși au învins Steaua, astriștii spun că partida de mâine cu Sportul Studențesc este mai grea. Chiar dacă sunt aproape retrogradați și vin fără trei titulari, studenții nu sunt ca mielul la tăiere. Manu, mâna dreapta lui Selimeș, spune că degeaba ai bătut Steaua dacă nu te impui și în fața Sportului. Tragem și un semn de alarmă că e un meci foarte greu, deci nu trebuie să ne culcăm pe ureche că jucăm cu Sportul ultima pasată. De meciul cu Steaua își va aminti mereu și internaționalul de tineret, Țigănașu. A reprezentat debutul său în prima ligă, iar din această cauză nu a putut dormi toată noaptea. Nu am putut să dorm toată noaptea. Au fost emoții mele. Am gândit la meci. Bine că am putut să dorm înainte. Chiar dacă sunt pe ultimul loc, trebuie să luăm pe ureche și să știm că meciul e câștigat și trebuie să-i batem neapărat. În partida tur, Astra a câștigat cu 1-0 în regie, fiind prima victorie a dracilor sub comanda lui Tibi Selimeș.